A trecut pauza, așa că vă rog să vă reluați locurile și să începem. Dacă luați și voi loc acolo în spate. Nu am. Bun. Să trecem la treabă. Următorul speaker în această seară este Izabela Cateru. Este BBC Account Manager la Todays. Este specialist certificat Google AdWords în cadrul agenției Todays, unde gestionează atât campanii Google AdWords, LinkedIn, Facebook, cât și campanii în rețelele locale din Cehia și Slovacia, precum Seznam și AZClick. Zici bine, nu? Da. Super. Pe lângă gestionarea campaniilor, Izabela oferă clienților consultanță pentru optimizarea ratei de conversie și experiența sa include atât lucruri cu conturi locale, cât și regionale, țări precum Slovenia, Slovacia, Cehia, Bulgaria și Polonia. Izabela. Sper că mă auziți bine, nu? O să vă vorbesc despre Ninja PPC Marketing. Cred că se vede și ninja-ul de acolo, nu? Om de pisică. Așa. Deci am ales să redenumesc tema pe care am primit-o, pentru că în PPC Marketing ar trebui să fim ca niște ninja. Să mergem direct acolo unde ar trebui, să ajungem cu obiectivele noastre și totodată ar trebui să ne facem nesimțiți, adică să nu fim simțiți și să ne facem treaba. Sunt PPC Account Manager la Todays, sunt olteancă, am studiat în Craiova, m-am mutat în București de 2 ani de zile, aproape. Înainte am lucrat la Customer Focus și am făcut 4 ani voluntariat. S-a spus destul despre mine mai înainte, deci nu cred că are rost, dar vreau să vă cunosc și eu puțin pe voi. Așa că, la 1, o să trebuiască să vă spuneți numele. 3, 2, 1... Ok, Mihai, Alexandra, hai să începem altceva. Hai să spunem cât de repede putem. La 1, da? Dar la 1 spune. 3, 2, 1... Mihai. Bine, atunci hai să facem slow motion. La 1 încercăm să spunem așa. Izabela. 3, 2, 1 și... Ok. Puteți să-mi dați cerere pe LinkedIn de proiectare, cred că se numește. Hai să vorbim puțin despre Black Friday și o să trec destul de repede peste cifre pentru că au discutat colegii mei mai înainte. Primul Black Friday am găsit că a fost în 2011. Au fost cei de la EMAG, dacă nu mă înșel. Unul din 4 români din mediul urban au arătat interes față de ofertele din Black Friday. Aceasta este o cifră din 2012. Deci deja de la un an de zile, Black Friday începuse să prindă teren destul de mare. Magazinele online au vândut mai mult decât cele fizice de Black Friday. Aceasta este o statistică făcută în 2013. În 2014, traficul a fost de 3 ori mai mare decât 2013. Ce înseamnă asta? Încet, încet prinde din ce în ce mai mult teren. 5 milioane de români au făcut cumpărături de Black Friday din magazinele online și offline. Eu am pus cifra în euro, colegul meu de dinainte a pus Sunday. Deci trecem peste. Dacă să vă pun acum să scoateți telefonul și să faceți o căutare de genul oferte Black Friday sau Black Friday pur și simplu, să nu mai vorbesc de frigidere Black Friday și alte căutări specifice, avem aici câteva rezultate. Îi avem pe cei de la Media Galaxy care au adaptat foarte ok partea de landing page dedicat pentru a colecta lead-uri. Însă avem și pe cei de la Vivre. Nu știu câți îi cunoașteți. Știți de ei? Da. Nu sunt clienții noștri de la Todays, ca idee. Așa. Vreau să vă pun să alegeți. Dacă ar fi să vă lăsați, cred că este al meu. Telefon? Ok. Așa.
Dacă ar fi să vă pun să alegeți un landing page, lăsăm la o parte nevoia pe care o aveți, ce v-ați dori să vă cumpărați pe Black Friday și așa mai departe. Ridicați mâna cei care ați completat sau ați lăsat datele de contact pe acest landing page. Dar pe acesta, mai mulți. Eu personal aș da pe acesta. Este simplu, exact, îmi spune cam, și asta e o altă variantă despre care îți povesteam. Reduceri de până la 80% la peste 5.000 de produse. Mi-a dat așa niște produse în spate, îmi fac o idee, da, drăguț, mese, ceva covoare. Ok. Deci, practic, un first must have în PPC ar fi să ne facem liste. Fie că le facem ca mai departe colegii de la email marketing să le preia, fie că pur și simplu ne facem liste prin care îi urmărim prin Google AdWords sau Facebook targeting pe aceștia. Curious Case of Altex. Nu știu dacă ați auzit, de obicei ei sărbătoresc Black Friday cu o săptămână înainte. Asta s-a întâmplat în 2014, din ce am înțeles o să se întâmple și în 2015, însă fac și Black Friday de primăvară, au făcut și de vară. Cine de la pariu cu mine că fac și de iarnă în ianuarie? Este foarte logic. Ei, practic, profită de, nu știu, spre exemplu, în UK, ai Summer Sales, da? Și au reușit să ia acest concept de Black Friday, cu care România a început să se obișnuiască, și să-l facă în vară. De ce această panică? Să faci mai devreme, să fii mai din timp prezent. Ne îngrijorăm că, na, utilizatorii o să rămână fără bani. Și mi-am dat seama că am o greșeală pe slide. Al doilea must-have este să încercăm să facem Black Friday în aceea zi. E ok că suntem înainte față de americani cu ceva. De ce? Pentru că, ok, dacă eu sunt o săptămână înainte, nu sunt neapărat un brand foarte cunoscut. Am ceva reduceri. Intră utilizatorul și vede. E foarte posibil să vrea să mai aștepte o săptămână până când vin și promoțiile celorlalți. Dacă este să ne uităm la volumele de căutări cu Black Friday și ne uităm în septembrie 2014, sunt undeva la 20.000 de căutări, apoi în octombrie sunt undeva la 75.000 și explodează în noiembrie undeva la average searches de peste 700.000. Ce mi s-a părut foarte interesant este că anul trecut pe mobile au venit 17.1, apoi a crescut la 17.5 și în noiembrie a atins apogeul de 18%. Ce credeți că s-a întâmplat, spre exemplu, în luna septembrie anul acesta? Au fost undeva la 15.000 de căutări, iar 32.4% din aceste căutări, average searches, au venit de pe mobile. Făcând o mică presupunere, pentru că nu putem să fim astăzi în 1 noiembrie să vedem ce average searches au fost pe octombrie, vorbim că undeva la 35% din trafic pe mobile va fi de pe mobile. Să știi că ai avut dreptate, Claudiu. Am început să mă ia emoțiile din urmă. Da, stai. Vrei să-ți pun întrebări? Avem un Q&A mai încolo. Ok. Al treilea must-have este să avem website-ul mobile-friendly, să fie ușor pentru user să cumpere de la noi. Dar asta au mai spus și colegii mei înainte. Al patrulea must-have este să creăm un sense of urgency. Fie că folosim scripturi, fie că punem la noi pe website, ar fi foarte frumos să punem ok, în cât timp se termină oferta. Poate putem chiar prin reclamele de pe AdWords sau Facebook, să spunem. Ofertele noastre expiră în 2 zile, grăbește-te. Sau, pur și simplu, să spunem câte produse au rămas, câte produse s-au vândut. Din nou, putem să creăm acest simț de urgență către utilizatorii noștri. În momentul în care acești utilizatori care cumpără din online, acestea sunt date luate din România, din Consumer Barometer, 46% a contat prețul și 47% calitatea. Deci oamenii vânează un preț bun pentru ei, dar și să fie calitativ. Prin calitate, aș îndrăzni să spun că nu numai calitatea produsului, dar și serviciul. Adică cât de bine este tratat el ca și consumator. Ce cumpără de obicei aceștia de Black Friday?
lucruri de care au lucruri pe care și le doresc, însă nu și le cumpără în mod normal, oferte extraordinare, lucruri de care chiar au nevoie uimitor, doar 11%, și things I have never seen. N-am văzut niciodată, n-am știut, uite că am aflat de Black Friday și mi-am cumpărat și eu. Ce înseamnă asta pentru noi ca și advertiser? Să încercăm să facem campanii targetate. De ce? Pentru că dacă noi comunicăm, nu știu, să zic, laptopuri de gaming către o tipă care este interesată doar de fashion, e foarte posibil să nu ne cumpere acel laptop de gaming. Chiar dacă aveți pagini funny de pages not available, în aplicat serverul și mai știu eu, ar trebui să vă asigurați că de Black Friday nu vă pică site-ul. Se poate face un calcul foarte simplu. Ok, cât audiență preconizez eu că ar trebui să-mi vină pe site din reclamele AdWords sau din reclamele Facebook? Cât mă aștept din email marketing? Faci așa o medie și te gândești, ok, aș putea, dacă nu te pricep, pune mâna pe telefon și sună. Am nevoie de tine, vă rog. Așa, pune mâna și sună pe echipii de la web hosting. Vorbești frumos, așa. Ok, ne-am revenit. Sper. Ce sunt să folosesc românii pentru research? Dacă ne uităm aici, 92% se uită într-un search engine. Asta înseamnă că o campanie de search pe Google AdWords este vitală. În acest caz, oamenii o să caute, fie că ai o abordare mai nișată, de genul frigidere, Arctic, Black Friday. Sau Black Friday, pur și simplu. Oferte Black Friday. Ce se întâmplă cu aceștia? Caută 21% din ei caută online și apoi cumpără offline. Însă 54% caută online și cumpără online. În momentul în care au văzut pentru prima oară un produs și l-au văzut dintr-o reclamă, au venit, dacă vă uitați, undeva la 3, sunt în mod de cald, din online și de la TV. Deci dacă eu am văzut la TV reclamă la un aparat de ras, sau l-am văzut pe online, l-am cumpărat în aceeași măsură. De aceea, al șaptelea must-have pe care eu vi l-am pregătit în seara asta, este să aveți o strategie de multi-channel și cross-device. Dacă considerați că, spre exemplu, partea de mobile nu vă avantajează pentru că site-ul nu este pus la punct, atunci scoateți-l din ecuație. Însă poate puteți să ajungeți la ei printr-un alt canal, cu un alt device. Poate în offline, poate TV. Strategiile sunt complementare, nu sunt concurente. Asta vreau să zic. Al optelea măsura, partea de remarketing este extrem de importantă în PPC. De ce? Fie faci un remarketing dinamic, a intrat omul, s-a uitat frumos la produsele XYZ, apoi a fost urmărit cu reclame pe produsele XYZ. Sau pur și simplu un remarketing clasic, știi că a fost pe o pagină de Black Friday, te duci cu reclame către el și îi spui, uite, au mai rămas 2 zile de reduceri. Sau, uimitor, avem reduceri de 80% la televizoarele Samsung. Cam așa cred eu că arată utilizatorii. Atât de multe oferte nu pot să mă decid. De aceea, al nouălea must-have pe care eu vreau să vi-l transmit în această seară, comunicați beneficii, reducerea au toți. Adică, clar, de Black Friday, fie că sunt reduceri reale sau nu, tot ce să aibă. Important este să adăugați ceva în plus. Fie că e vorba despre transport gratuit, așa cum ziceai și tu, fie că, uite, ai perechea aceasta de pantofi, știu că este un caz undeva în Cluj, un magazin micuț, dacă ți-ai o pereche de pantofi, îți trimit 2 modele. Să zicem că tu porți 37, îți pot trimite 36 sau 38. Că să vezi ce pereche ți se potrivește cel mai bine. Cum se vede chiupat într-un cont de e-commerce? Cum credeți că arată graficul de vânzări? Cele cu portocaliu sunt vânzări. Aici e Black Friday. Albastru este costul de conversie.
La cost pe conversie se observă că aici este mai mare, iar pe măsură ce volumul de vânzări crește, acesta scade. Cum se vede într-un cont care are o investiție constantă, este de lead generation. Se vede când am mai făcut ceva promoții, când am avut ceva ofertă, dar nu este ceva extraordinar în Black Friday. Ce business-uri credeți că ar avea un Q4 mai greu? Costume de baie. Costume de baie? Ok. Altceva? Pe bancar, pe finanțe. Bancar, finanțe. De ce? Ok. Mașini. Nu neapărat. Dacă ne uităm la un cont de brico, amenajări interioare, exterioare, pentru că e de așa natură. Poți tu să le dai 50% reducere la glet, că nu prea cred eu că o să se înghesuiască să cumpere. Costurile pe click... Depinde cine cumpără. Depinde cine cumpără, da. Normal, probabil dacă este un maestru zidar, se gândește să-și facă provizii. Practic vor ca să-și reducă, să-și cheltuiască. Se cheamă marfă în custodie. Am înțeles. Mulțumesc mult. Marfă în custodie. Ok. Ce se întâmplă cu costurile pe click? Era de așteptat. Competitivitatea crește, automat, dacă într-un cont de e-commerce aveai undeva la 0,8 RON pe click, să zicem, ajungi undeva la 1,5 average CPC cu siguranță. Deci, practic, se observă o creștere foarte mare. De aici vine și al 10-lea must-have. Trebuie să optimizezi constant. Pentru că e foarte posibil să te afișezi pe site-uri care nu sunt relevante pentru tine cu campaniile de display. Sau, mai mult, pe Facebook să lași să-ți ruleze reclame care nu sunt profitabile. Un alt lucru, poți să te afișezi pe căutări care nu sunt ok. Sau, dacă nu faci Black Friday, să te asiguri că nu te afișezi pe Black Friday. Și vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Mie unul. Ascult bine. Da, pe un final. Ideea e de Black Friday. Să zicem că ești un mic magazin de IT și ai campanii de SEA pe produs, aloci un buget mai mare. Eu aș opri campania de produse de Black Friday, pentru că poate vine F64 cu un Nikon de 3200 la super reducere și oamenii caută informații și eu n-am reducere F64. N-ar fi oare mai bine pur și simplu să spui reducere aparate foto sau ceva decât să licitezi pe produs? Poate că și să cu F64 se epuizează și apoi poți să vin la tine să spui. Aici mi se face semnul public, nu. Dar poate, nu știu, ok, pe când se epuizează stocul F64, rămâi, nu știu, tu fără buget. Da, este foarte posibil. Este foarte greu să faci o campanie în acest... Zic, eu nu sunt sigur dacă pe produse e ok să faci campanii în ziua de Black Friday. Depinde ce reducere ai. Dacă ai niște reduceri foarte bune și ai făcut... Sau doar pe produsele la care tu ai reducere. Nu... Da, asta da. Este normal. Te gândești foarte mult la ce obiective ai. Da, și cât vrei să vii și cât ești... Și cât ești dispus să investești. Pentru că nu apar pe Google Trends. Da. 5, 2, 4, 4, 4, 4, 4. Da, VSA e... E cea mai tare invenție. Dacă nu ai grijă de ani. Alte întrebări? Nu uitați, trei stile de linici. Până acum, Claudiu câștigă. Bine, mulțumesc mult! Bun. Ultimul speaker din seara asta, Adrian Zamfir. Este Digital Marketing Manager la F64. Toți am vorbit despre asta, de F64. Toată lumea a avut ceva pe F64.
Este responsabil de coordonarea echipelor de e-commerce, performance marketing, email marketing, creație și social media. Cu experiență de 10 ani în digital marketing, Adrian a lucrat în agenție cât și la client. El a activat pe conturi mari din zona FMCG și a făcut parte din echipele de digital marketing ale jucătorilor mari din retail-ul românesc, cum ar fi Metro, Altex sau... E, și aici tot. Da. Bună seara! Eu am pregătit o scurtă prezentare. O să trecem puțin în discuție F64 și ce facem noi la F64, ce se află în spatele acestui logo. Și spre final o să vorbim puțin despre Black Friday, subiectul de bază în această seară. Și cum am pregătit noi Black Friday și câteva insight infos. Ce este F64? În primul rând este o echipă de oameni pasionați. Oameni pasionați de fotografie și de ceea ce fac. Avem consultanți în magazin care sunt fotografi în primul rând și în al doilea rând vânzători. Avem oameni în toate cele trei sedii care sunt pasionați de fotografie și sunt dedicați clienților. Îmi spune și sloganul nostru, Devoted to your passion. Tocmai de asta, F64 este lider în echipamente foto-video în România de 14 ani. Am înșirat aici câteva idei, câteva lucruri care ne definesc. Avem un magazin online care este câștigător de 2 ori consecutiv la GPEC, Gala Premiilor e-commerce în România. Pe lângă asta, mai avem și un magazin fizic pe Bulevardul Unirii, un loc de joacă al fotografiilor, aș putea spune, unde clienții noștri petrec și ore în șir. Avem clienți care stau 5-6 ore ca să discute cu consultanții și să testeze produse. De asemenea, avem profesioniști dedicați 24/7 clienților și anume, în momentul ăsta sau în orice oră, orice client poate să intre pe chat, să pună o întrebare și să primească un sfat, ceea ce puțini jucători din retail-ul din România cred că au acest moment. Foarte important, avem cursuri și workshop-uri. Noi încurajăm clienții noștri să crească în lumea asta foto, să dezvolte cunoștințele și organizăm cursuri săptămânale în cele 2 sedii și cele 2 săli speciale angajate pentru asta. Furnizorii noștri ne preferă să-și lanseze produsele. Avem o sală specială amenajată în care se lansează produse și în care de cel mai multe ori este fully booked. Și un loc drag nou și clienților noștri, un loc de întâlnire al fotografilor, Cafeneaua E64, care se află în sediul magazinului, cu mintii pe dreapta. Aș vrea să vă dau câteva cifre despre E64. Creștem în fiecare an, într-o piață, să zicem, în scădere, în care telefoanele sunt din ce în ce mai făcute, o văd pe 3 sau 4 persoane cu telefoane, nu acum. Și se poate spune că zona asta foto este în scădere. Noi creștem. Creștem pentru că știm să ne adaptăm și știm să aducem sortimente noi în site și nu numai. Anul trecut am încheiat anul fiscal cu 16 milioane revenue. Principalele categorii pe care le vindem sunt, bineînțeles, fiind un jucător de foto, de SLR și obiective, dar am observat un interes foarte mare în ultima perioadă pentru zona de mobile, telefoane, tablete se vând în ce în ce mai mult la noi și în ultimele luni, drone. Deci, este inimaginabil câți clienți își doresc să cumpere drone și cum se vând dronele și ce creștere au în acest moment dronele noi pe site. E surprinzător chiar și pentru noi. Magazinul noi reprezintă 50% din business și este în creștere. Peste 25% din trafic vine din mobile și în jur de 5% comenzile vin de pe mobile, în special din iOS. Observam eu. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre clientul nostru fotograf. Probabil vă imaginați că la noi lucrurile stau simplu, și anume clientul caută un produs în site, îl găsește, îl adaugă în coș, finalizează comanda, noi livrăm și asta e tot. E bine,
Nu e chiar așa. Lucrurile stau puțin mai complicat. Clientul este din ce în ce mai smart, face research, intră pe Facebook, își întreabă prietenii, compară prețurile, citește un review, poate vede un banner de display, poate descrie un newsletter și la final achiziționează. Un alt comportament pe care am observat noi la clientul 64, clientul fotograf, este ROCO Effect. Noi suntem un retailer care vinde produse foarte scumpe. Fotografia este un hobby destul de scump. Și de asta am observat că clienții noștri fac research online, poate plasează comanda online, dar vin în magazin să testeze, vin în magazin să atingă produsul, vin să vadă despre ce vorba și abia în magazin finalizează comanda. Tocmai de asta, zona de content marketing la noi în F64 este în creștere. Facem review-uri atât video cât și text săptămânal și încurajăm clienții să citească și să documenteze foarte mult și mai de calitate înainte să facă achiziția. Pentru că, vindem foarte produse cu de valoare foarte mare, nu este atât de simplu să cumpere o cameră foto de 5-6 mii de lei. Și tocmai de asta e nevoie de documentare înainte. Și noi avem un blog și avem parteneri care scriu despre noi și despre produsele noastre. O să trec foarte repede în revistă câteva dintre canalele noastre. Noi avem două zone în care comunicăm, canale interne, Home Channels, cât și cele externe. Avem site cu peste 3 milioane de page-uri, avem un newsletter pe care îl trimitem săptămânal, cel comercial, dar și un newsletter pentru comunitatea noastră în care afișăm partea de content și care trimitem atât la 2 săptămâni. Suntem prezenți pe aproape toate canalele social media și, cum spuneam, avem un blog de care suntem mândri și în care suntem mândri și în care avem zilnic peste 1000 de vizite. Pe partea de canale externe, cea mai mare parte din bugete se direcționează către Google AdWords și către Facebook Ads, dar foarte bine performează și zona de dynamic marketing, atât pe display cât și pe newsletter. Și lucrăm împreună cu Andrei aici de față și facem treaba bună acolo. De asemenea, suntem prezenți pe comparatoare de prețuri și avem un propriu sistem de afiliere. Bun. Cam atât despre noi. Vreau să vă spun câteva cuvinte și despre cel mai important eveniment al anului, Black Friday. Cu toții le așteptăm. Noi ne-am făcut planul, apropo de întrebarea de mai devreme. Și o să vă spunem, să vă spun doar câteva din strategiile noastre și câteva dintre tacticile pe care vrem să le folosim și anul acesta. Cuvântul cheie de Black Friday la U64 este wishlist. Este un mecanism pe care l-am folosit cu succes de 2 ani de zile. Mai exact, ce înseamnă wishlist-ul acesta pentru client? Clientul nostru poate să-și aleagă produsele pe care și le dorește, să-și le adauge în wishlist și să primească o alertă câteva ore înainte și chiar să le cumpere. Este foarte util pentru client, dar mai ales este foarte util pentru noi ca business. Ce înseamnă asta? Aveți aici un grafic de la ultimul eveniment de genul ăsta. Înseamnă, ne place noi să spunem, o diluare a traficului. După cum observați, avem acolo un pic undeva pe la miezul nopții, dar picul acela nu diferă foarte mult de traficul dinainte. Și anume, tocmai datorită acestui mecanism de wishlist, am reușit să avem 99% uptime pe site. Să vorbim mai devreme că e foarte important ca site-ul să stea în picioare. Ăsta este un mecanism în care noi am avut încredere, pe care l-am folosit 2 ani de zile și care ne-a ținut site-ul în picioare. Și care ne-a ajutat să fim acolo pe primul loc și să satisfacem nevoia clientului, prima oameni, că despre asta e vorba. Mai ales în unitate de important, în care totul este foarte dinamic și e foarte important, poate chiar și un minut, dacă nu o oră. O să vă mai povestesc puțin despre două dintre canalele pe care o să le folosim în acest Black Friday. Pe zona de email marketing, noi
am împărțit această zonă în trei sloturi, trei perioade de timp. Se vorbea de vreme că este foarte important să facem teasing-ul, într-adevăr, ajută foarte mult pentru colectarea de date, pentru colectarea de adrese de mail. Noi, fix în perioada de teasing, ne dorim să scoatem la apă, ca să zic așa, mecanismul de wishlist. Și anume, încurajăm clienții să-și adauge produse în wishlist, să se aboneze la alertă, iar ei vor primi un newsletter cu câteva ore înaintea tuturor. Pe partea de refill, vom porni campania, vom trimite un newsletter pe toată baza, iar în timpul campaniei, împreună cu Andrei și colegii de la retargeting, vom folosi trigger-ul de Black Friday, de care ne povesteam de vreme, și vom targeta clienții care au vizitat site-ul, dar nu au cumpărat, și o să le recomandăm produsele de Black Friday, care au cel mai mare discount. Am testat asta de curând și a funcționat, pe recomand cu drag. Pe partea de PPC marketing, la fel avem 3 time slot-uri. În zona de teasing, noi ne-am propus să folosim pe zona de search, campanie de brand research în care să targetăm și să bidim pe cuvintele F64 Studio, F64.ro și Black Friday, și în care de asemenea să afișăm și un countdown până la ora evenimentului, în care să arătăm câte ore mai sunt, sau zile. Apropo de perioada optimă de teasing, noi credem că o săptămână este o perioadă bună. Am testat-o în ultimii ani. Și, într-adevăr, dacă o comunicăm cu mult timp înainte, e posibil ca să ne ștrangulăm cumva vânzările. În schimb, dacă comunicăm cu o săptămână înainte, clar, se creează interesul pe evenimente, că oamenii și clienții noștri nu își opresc achizițiile, ne așteaptă să așteaptă produsele pe care și le doresc. Probabil că și le adaugă și în wishlist. Bun, continuăm pe partea de PPC. Remarketing-ul, așa cum zicea și colega mea, este foarte important. Și noi vrem să-l folosim, vrem să-l adaptăm oarecum la conceptul și la mecanismul de wishlist pe care vom folosi și să targetăm vizitatorii care nu au produse în wishlist, ci să-i încurajăm să-și adauge produsele în wishlist. Tehnic se poate face asta. Putem să creăm o audiență de remarketing pentru toți vizitatorii care nu au niciun produs în wishlist. Și să-i încurajăm să-și adauge produsele în wishlist și să le promitem că vor primi produsele mai devreme și le vom garanta stocuri, apropo de ceea ce vorbeam mai devreme. Pe zona de display, vom face campanii targetate pe interese, așa cum facem toată perioada anului, în special pe zona de foto și electro IT. Vorbeam de custom audiences. Și noi folosim custom audiences și ne ajută foarte mult pentru că noi avem mai multe tipuri de clienți. Avem clienți entry, clienți mid și clienți high. Putem să targetăm cu mesaje diferite tipurile de clienți și să le oferim de asemenea produse diferite în funcție de ceea ce își doresc să achiziționeze. Este o mare diferență între clienții entry care își cumpără o compact, o stăpânire, așa cum în limbajul popular se mai zice, și un client care își cumpără un aparat de 10.000 de euro sau un echipament complet de 10.000 de euro. Și noi putem, cu sistemele pe care le avem, să separăm acești clienți și să le comunicăm diferite mesaje. Bun, mergem mai departe. La partea de reveal, continuăm campania de brand search, numai că de data asta, evident, eliminăm countdown-ul. Și de data asta facem o campanie de remarketing pe vizitatorii care nu au produsele, care au produsele în wishlist, scuze, în care încurajăm, păi, le-ai adăugat, dar ne-ai finalizat. Te rugăm să o faci. În timpul campaniei, ca și pe zona de email marketing, o să biduim și o să investim mai mult în partea de dynamic marketing pe display. Și anume, vom targeta clienții care au intrat la noi pe site, au
făcut browsing, dar nu au achiziționat nimic. Cu siguranță că sunt interesați de noi, dar poate că fac research, poate că se duc și la concurență, poate așteaptă să iasă alți jucători cu Black Friday, dar ei vor vedea bannere, ei vor vedea bannere de care sunt interesați și noi o să încurajăm clienții aceștia să-și analizeze comanda fix pe produsele pe care le-au văzut în campanie. V-am spus că o să fie scurt. Sper că m-am creat în timp. Te voi? Dacă aveți întrebări, nu trebuie să vă reamintesc. Nu neapărat întrebări. Niște sticle de vin pentru cei mai vorbăreți. Cel mai probabil că va fi atunci când toți vom ieși, toți jucătorii din litere vom ieși la vetrele și cu siguranță toată lumea știe 20 noiembrie este dată. Nu am neapărat întrebare, dar am puțin feedback. Vreau să vă zic că, într-adevăr, consilierii voștri sunt super amabili. Caz real, l-am cerut să mi se explice ceva, n-a știut. Mi-a luat numărul de telefon atestat acasă și m-a sunat după să-mi explice. Și o altă problemă ar fi legat de prețuri. Am tocmai cumpărat niște obiective de la Vasilică, fix așa îl cheamă timpul său. Okay. El vindea obiectivele pentru că și-a cumpărat un full frame, care la F64 costa 10.000 de lei și l-a luat din America la 55. Și de Black Friday Pro a fost 7.000 de lei pe F64. Pierdeți un pic din clienții care sunt foarte informați și preferă să cumpere din afară. Dar da. Trebuie un pic că, și mă gândesc că o să se continue acest trend. Diferența între piața din România și piața de afară a fost întotdeauna un subiect disputat și nu numai pe industria foto, pe toate industriile posibile. Într-adevăr, există diferențe de preț între România și afară. Numai că trebuie să ne gândim la un lucru foarte important. Și anume că în România se plătește și TVA. Și de adevăr, tocmai în cauza asta, există și cu siguranță că va exista întotdeauna disputa asta între prețurile de afară. Tot ce se întâmplă afară este mai ieftin. Da, dar noi ca jucători, ca retailer, trebuie să plătim TVA, impozite, taxe și așa mai departe. Lucrurile astea poate că nu se văd la client, dar pentru noi, ca business, contează. Vasilica a fost fericit că a cumpărat la jumătate de preț. Așa este. Dar vezi tu, pe de altă parte, la F64, noi la F64 putem să oferim clientului ceva ce Vasilica nu poate să ofere, și anume consultanță de calitate, garanție, service, cursuri, printing, acea cafenea de care spuneam mai devreme, este o altă atmosferă. Este un alt pachet de servicii pe care le oferim clienților. Experiența contează, într-adevăr, mult mai mult decât totul, din punctul nostru de vedere. Noi ajutăm fotografii de la momentul în care a făcut prima achiziție, prima compactă, până când a ajuns la un DSLR de 10.000 de euro. Și prin asta înțelegem cursuri, evenimente speciale doar pentru ei, ture, foto, și am ajuns să credem că fotografii și clienții noștri sunt fanii noștri, primul rând. Și unii dintre ei chiar și colegi part-time. Ne ajută, vin cu idei. El a rămas în continuare clientul vostru, dar pe cealaltă parte, strict pe vânzarea aceea, l-ați pierdut datorită diferenței de preț. Da, ne-am asumat. Vă să zic că să aibă altă aici. Nu. S-ar putea să caută alți oameni pe Vasilica să vândă produsele pe care... Nu, el strict pentru el ca și client. End user a cumpărat din afară, comparând prețurile. Și era o vânzare importantă, mă gândesc, de la un aparat de 10.000 de lei. E păcat că l-ați tratat. Mie îmi pare rău de banii aceia. Vă așteptăm să crească pe zona asta și să descopere alta fotografie la noi, prin cursuri, prin... Bănuiesc acolo că mai este client. Este, este, da. Da. Pe partea de percepție de marketing din Wish-ul, faceți pe fiecare produs în parte sau general? Nu facem pe fiecare produs în parte. Este ceva general. Este ceva general. Momentan nu putem să facem chestia asta. Poate la un moment dat îmi tot ce să. În schimb, avem zona de display de dynamic marketing, în care facem remarketing pentru clienții care au intrat pe la noi pe site, nu a cumpărat și noi le arătăm produsele pe care le-au vizitat. Am asta e oarecum pe acolo. Făcut pe cele în Wish-ul,
încă. Wishlist-ul comunicați tot în săptămâna prevăgătoare Black Friday? Adaugați wishlist și s-ar putea să ai duce mai exact. Avem un sport kit al cumpărătorului, în care explicăm cât mai clar care este mecanismul și cum funcționează să facă toată lumea. Adică, ai întrebare. Ce ai sfătuit magazinele online să evite de Black Friday? Sau de ce anume ar trebui să se ferească în perioada Black Friday? Black Friday. De măgăruși. De ce strategia ar trebui să... Ce n-ar trebui să aplice? Sau nu știu cum să pun întrebarea să fie mai precis. Cred că frica tuturor este uptime-ul pe site. Cred că toți ne gândim să nu ne pice site-ul. Cred că asta e cea mai mare frică pe care o avem cu toții. Așa cum zicea și Claudiu, trebuie să strângem din pumn. Înainte de Black Friday, toții facem asta. Și... Bună, e pe pumn. Nu la pumn mă gândeam. Am văzut la pumn, nu la strâns. Facem asta de 3 ani de zile și unii reușesc să țină site-ul la picioare, alții nu. E foarte important, am pățit-o și noi, și cred că toată piața știe, cele 30 de minute sau o oră în care am avut site-ul picat, au fost cruciale. Pentru că consumatorul este foarte dinamic, atunci vrea să cumpere, are bani în buzunar și unde găsește, acolo îl cumpără. Unii dintre ei mai anulează comenzi, mai întotdeauna. Asta e altă discuție. Ce pierdere ați făcut? Nu am cifre la mine acum, dar siguranță că la ce oră începe achiziția din wishlist? Cu câteva ore înainte. Știi de ce? Pentru că pe graficul pe care l-am văzut la tine și l-a arătai, pentru mine era o evoluție foarte normală a traficului din ziua anterioară. La ora 7 de obicei încep știrile și atunci începe drăguța de Andreea Esca și spune, bă, va fi Black Friday. Bun, atunci e unul dintre momentele de vârf, cel puțin în e-commerce, că cred că suntem reprezentativi pentru e-commerce, și după aceea începe să crească interesul. La 12 noaptea intră clientul și caută cine a început cu ofertele. Așa este. Și de azi zic, întrebam de wishlist-ul pentru că nu, eram curios, păi nu pare a fi influențat de wishlist din extern. Din extern. Acum, dacă voi la conversii stați bine, ia uite mâncare de crește. Noi am analizat zona asta de wishlist și am observat că newsletter-ul pentru clienți de wishlist a avut un reveniu mai mare decât newsletter-ul pe toată baza. Da, ce foarte tot. Probabil. Ce am o întrebare? E o diferență mare în rata de conversie dintre dacă faceți marketing pe cei care abandonează push-ul sau dacă au un wishlist, care să faceți și pe wishlist pe marketing și pe abandon push. Pe abandon push nu facem fix în perioada de Black Friday. Facem în mod normal, dar nu. Facem pe cei care nu au produsele wishlist. Și le spunem să-și adaugă produsele wishlist în teasing. Iar în reveal facem pe cei care încă nu au făcut achiziția și au produs sau adăugat produsele wishlist. Ele fac parte de oferta de Black Friday, dar nu au achiziționat. Și le spunem, acum e momentul. Folosiți un soft anume, cum ar fi HubSpot sau ceva de genul? Sau aveți in-house ceva implementat? La ce te referi, Miza? În general, în strategie. Cum urmărești userii, ce fac, la ce produse se uită? Avem mai multe platforme, mai mulți parteneri. Avem aia întâi de față, avem pe Digital, care se ocupă de zona asta de PPC marketing. Dar in-house, pe zona asta, nu avem o platformă. Deci mai mulți strategii. Avem parteneri pe care lucrăm și pe care suntem foarte mulțumiți. Ați întrebat? Da. Am și o întrebare. Am văzut, de exemplu, săptămâna trecută la Tecom, am fost o prezentare de la Paravion despre video marketing. Și m-am făcut o întreagă campanie, vara trecută, pe video marketing și cum recomandau la toată lumea să facă video marketing, că au avut un return foarte ok. Ok. Dacă faceți, în afară de review, am zis, faceți review, am zis dacă faceți doar text, doar content, simplu articole sau faceți și video. Și dacă plănuiți să dezvoltați partea asta de video, eu sper, momentan, ăsta-i trendul. Ai intrat pe canalul nostru YouTube? Nu. Oh,
intre. Da, într-adevăr, avem foarte mult content video, pe care o parte din el și promovăm. Am avut campanie dedicată pe zona de video. Am creat mici clipuri în care am încercat să prezentăm cât mai pe scurt ceea ce facem noi la U64 și pe care l-am scos pe YouTube. Am avut și o campanie cu Dragoș Bucur, nu știu dacă știți de ea, tot așa promovată pe YouTube. Iar apropo de asta, chiar de Black Friday avem o componentă video, acea explicație pentru clientul care încercăm să facem cât mai clar mecanismul de wishlist, va fi, pe lângă partea vizuală, va avea și un backup video. Backup-ul respectiv va fi pe Z2 Landing Page, va fi pe YouTube și probabil că va fi pe YouTube Ads alături de mesajul de Black Friday, bannerul dreptul Black Friday. Teasing, aveți ceva pe YouTube, pe video? Asta este. Alte întrebări? Mulțumim foarte mult! Bun, ce seară minunată! Avem de dat niște premii. Da? Se pare că avem o sticlă de vin pentru un om care a întrebat foarte, foarte multe chestii în seara asta. Hai, Claudiu, să îți dăm o sticlă de vin. Mamă, Claudiu! Vinul este de la Vinescu, păi toată lumea știe. E rău, acolo. E la Vinescu cum rău. Doar una, asta e regula, doar o sticlă de vin. E o strategie și asta. N-am mers la prezentare. Următoarea merge? Merge la... Super! La sticlă de vin. Tot la Vinescu, la Vinescu Cumbră. Și a treia, dar nu cea din urmă. Tot la Vinescu Cumbră, pentru voi. Bun, înainte să încheiem seara, să mulțumim sponsorilor. Conversion, M-Ready, Vinescu Cumbră. Web Digital, două parale. Retargeting, Digital Workforce și, bineînțeles, partenerilor, Creative News, Găzduire.ro, Impact Hub, IQ Ads, Profit Share, SEO Monitor, Soft Lead, Traffic.ro, Trusted.ro, Web Armada, Tecom și Agile Media. Sau Agile Media, cum zic. Agile Media. Bun, ce e interesant de multe discuții și de networking, pot rămâne după aceea la bere, cea probabil on fire. Aceasta a fost ediția 130 a lumea SEO BBC, dedicată Black Friday. Vă mulțumim frumos și spor la conversie!